Hello, hello! Hai să vedem ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pentru această zi de vineri, 16 iulie. Hai să descoperim împreună energia zilei folosind o singură carte de tarot. Wow, astăzi a ieșit Marele Preot, o carte care ne vorbește despre înțelepciune. Astăzi trebuie să fim înțelepți, trebuie să fim calculați și să facem lucrurile ca la carte. Marele Preot este și o carte foarte tradiționalistă. E o energie care nu vrea să iasă din zona de confort, care vrea să facă lucrurile așa cum s-au făcut de generații. Prin urmare, dacă vrei să obții ceva astăzi, indiferent că încerci să obții un act de la o instituție publică sau să obții ceva de la părinții tăi sau de la copiii tăi, de la soțul, soția, partenerul sau partenera de viață, indiferent ce vrei să obții astăzi, fă lucrurile într-un mod tradițional. Fă lucrurile într-un mod clasic. Astăzi nu e momentul să inovezi. O să vină alte zile în care trebuie să-ți folosești creativitatea și să fii inovativ și altfel și cool. Astăzi nu e una din acele zile. Dacă vrei să și obții ceea ce îți dorești, aici trebuie să joci după regulile jocului, mai ales dacă ai de-a face cu o instituție publică, fie că e instituție de stat sau că e o instituție privată. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să vezi mai multe etalări de tarot, te invit pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize pentru tine. Pa, pa!